mulțumim pentru participarea la această conferință de presă neprogramată. Rămâne valabil să ne întâlnim în fiecare vineri, dar s-au încheiat niște alegeri cu rezultate mult peste așteptări din punctul nostru de vedere și trebuie salutat momentul. Colegii mei, principalii eroi, dacă putem spune așa, acestui scrutin electoral, au cel mai multe de spus despre modul cum s-a derulat campania, cum s-a încheiat și despre ceea ce urmează. Doar ca o scurtă introducere, aș vrea să fac o referire la momentul, tema zilei, desemnarea primului ministru. Evident că au apărut articole așteptate de altfel în presa națională, care confirmă faptul că și foștii susținători ai lui Traian Băsescu, de la nivelul Uniunii Europene, probabil și voci autorizate de peste ocean, ca să nu mai spunem de oameni politici sau analiști politici din țară, spun că este inevitabil, în condițiile în care USL a obținut acest scor categoric, este inevitabil, spuneam, ca desemnarea domnului Victor Ponta ca și prim-ministru să reprezinte o formalitate. Rămâne de văzut, totuși, pentru sceptici, dacă modul în care Traian Băsescu interpretează interesul național va funcționa și în această situație, pentru că sunt trei pericole care pândesc România în perioada următoare și, în primul rând, evoluția economică și stabilitatea economică a țării. Unul dintre aceste trei motive este legat de modul în care se vor finaliza aceste negocieri pentru desemnarea primului ministru și mai ales durata acestor negocieri. O instabilitate politică ar putea să aibă efecte nefaste asupra tuturor elementelor care practic se reflectă în nivelul de trai al fiecăruia dintre cetățenii acestei țări. Dacă la referendum am avut la fel un scor foarte bun în direcția demiterii președintelui și au fost chichițe legislative care au împiedicat această finalitate, încercăm să rămânem optimiști, să credem că în acest moment desemnarea primului ministru în persoana domnului Victor Ponta reprezintă strict o formalitate acceptată fiind situația de absolut toți factorii politici implicați. La nivelul județului Giurgiu închei cu referire la acest segment. Avem un rezultat onorabil și care ne obligă în același timp. Colegii mei au obținut scoruri foarte bune. Sunt onorat pentru faptul că susținătorii noștri giurgiuvenii ne-au dat și girul, ne-au dat votul de încredere pentru participarea, pentru a pune umărul la dezvoltarea economică și socială a orașului și județului nostru. În municipiu, campania noastră a fost o campanie bazată pe proiecte, a fost o campanie în care am promis cetățenilor că dacă ne vor da votul, îi vom reprezenta cu cinste în Parlamentul României și așa vom face. Referitor la participarea la vot a giurgiuvenilor pe secții de votare, o să vă prezint dumneavoastră. Avem situația, o știți și dumneavoastră, dar dacă îmi dați voi, aș da citire unor rezultate, că sunt foarte importante. Astea sunt rezultatele similare și la deputat și la senator, ce s-a întâmplat în municipiul Giurgiu. La secția 1, în zona piața Sfântul Gheorghe, din 630 de cetățeni prezenți la vot, au votat cu noi 441, 73,87%. Secția 2, pe strada Mircea cel Bătrân, în blocul 92, la galeriile de artă, 629 de cetățeni prezenți la vot, 469 date către USL, voturi, 77,78%. Secția numărul 3, Bulevardul Mihai Viteazu, 592 de cetățeni prezenți la vot, 421 au votat pentru USL, 73,22%. Secția numărul 4, Liceul Tudor Vian, 592 cetățeni prezenți la vot,
A votat pentru USL 430. Secția numărul 5, Școala Generală numărul 2. 712 prezenți la vot, 512 au votat pentru USL, 75,74%. Secția numărul 6, la Liceul de Chimie, 382 prezenți la vot, 230 au votat pentru USL, 62,16%. Secția numărul 7, la cantina seminarului Sfântul Ioan Valahul, 388 prezenți la vot, 282 pentru USL, 74,80%. Secția numărul 8, Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu, 431 la vot, 309 cu USL-ul, 72,88%. Secția 9, Liceul Nicolae Cartojan, 526 prezenți la vot, 396 votat cu USL-ul, 77,34%. Secția numărul 10, la Palatul Copiilor, Parcul Elevilor, 604 prezenți la vot, 452 votat USL, 78,75%. Eu dacă am ales să intru în politică, am ales să intru în politică nu cumpărând voturi, și am ales să intru în politică pentru a le da cetățenilor undița, nu peștele. Iar cu acest prilej aș dori să mulțumesc tuturor giurgiuvenilor care m-au susținut, au susținut USL-ul, și să îi asigur pe toți giurgiuvenii și pe cei care ne-au votat și pe cei care nu ne-au votat, că le vom reprezenta interesele tuturor și vom fi cu adevărat proiecția dumnealor în Parlamentul României. Eu vă mulțumesc. Un scurt comentariu. Colegii mei v-au informat cu rezultatele și cu absolut tot ceea ce s-a întâmplat în campanie. Vreau să le mulțumesc giurgiuvenilor pentru încrederea acordată. Acest lucru mă onorează, dar în același timp mă și obligă, atât pe mine cât și echipa mea. Le mulțumesc că au ieșit la vot și că au ascultat îndemnul și le mulțumesc foarte mult că au avut și sunt convins că vor avea și în continuare încredere în noi, atât în mine cât și în colegii mei din cadrul USL-ului. A fost un moment greu, a fost un moment în care, așa cum vă spuneam și așa cum a relatat și domnul deputat, domnul Florian, am făcut o campanie curată, o campanie frumoasă, o campanie care oamenii au apreciat-o și, ca urmare, ne-au și acordat încredere. Au fost și lucruri mai puțin plăcute pe perioada campaniei, dar asta are mai puțină importanță acum după victorie, știți cum sunt. Multe lucruri se șterg. Ca președinte al organizației județene, vis-a-vis de partea politică, vreau să vă spun că susținem pe domnul Victor Ponta ca premier și, indiferent de zvonurile sau de ceea ce aruncă domnul Traian Băsescu pe piață, noi ne menținem poziția și suntem convinși că guvernul USL în perioada următoare trebuie să reînceapă munca în România și trebuie să facă lucruri bune atât pentru România cât mai ales pentru români. Avem o populație sărăcită, asta am observat-o și în campanie, cu foarte multe probleme, mai ales locuri de muncă și destule probleme ce derivă din acest lucru și noi avem obligația de a le aduce bunăstarea. Pentru asta ne-au ales în case, de a încerca să le facem o viață mai bună. Trebuie să mulțumesc și colegilor de la PNL, domnului Marin Anton, domnului Chițoiu, domnului Teodorescu și sunt convins că în Parlament, alături de noi, cei doi reprezentanți ai PSD-ului, vom face o echipă care să ajute județul Giurgiu la o dezvoltare corectă și la o bunăstare. Nu pot să nu remarc și unele dificultăți în comunicare, dacă vreți, câteodată o lipsă de caracter, poate și un pic de frustrare de la unii colegi ai noștri care, din cadrul USL-ului, care nu s-au integrat. Așa cum v-am obișnuit eu să spun lucrurile pe față și vreau să vă spun că dacă domnul Lucian Iliescu n-a înțeles lecția din vară, probabil o va înțelege pe cea de acum, care populația a exprimat-o. A treia șansă nu mai are. Dar așa cum vă spuneam, eu trec peste lucrurile astea, le mulțumesc organizației PNL
UNPR și pe cei a municipiului, că au fost alături de noi la toate acțiunile și ne-au susținut. Dar ca și copreședinte a Alianței, nu pot să nu remarc lipsa de caracter a domnului Lucian Iliescu și a familiei lui, ținând cont de ce am văzut pe media și ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Nu am o problemă, consider că o să informăm și USL-ul și o să vedem cum merge mai departe. Vreau să-i mulțumesc și domnului președinte Mustățea, președintele Consiliului Județean, pentru tot ajutorul care ni l-a acordat în această campanie. Și nu în ultimul rând, am să asigur cetățenii că am să fiu atât ca președinte al organizației, cât și ca senator al României, alături de domnul primar Barbu, în care am mare încredere și căruia îi mulțumesc. Vom fi alături de proiectele dânsului, atât eu cât și echipa mea, pentru dezvoltarea municipiului. Avem nevoie de un primar bun, avem un primar bun, avem un primar care știe ce trebuie să facă în municipiu și sunt convins că și cu ajutorul nostru, municipiul îți va schimba imaginea. Vis-a-vis ca și parte, vin sărbătorile, acum lucrurile sunt un pic mai, merg un pic mai greu sau ne gândim la sărbători și toată lumea e fericită, vreau să vă spun ca președinte că eu și echipa mea am avut discuții, trebuie să construim în județul Giurgiu o echipă administrativă serioasă, o echipă care să ajute giurgiuvenii și care să reușească să acceadă la proiectele europene, ce tot am discutat în campanie, care să fie profesioniști și care să știe, să cunoască nevoile cetățenilor. În spiritul ăsta sunt convins că în următoarea perioadă vom avea un prefect de o calitate și de un profesionalism care eu îl apreciez în persoana domnului Beanu, îl voi susține în cadrul guvernului USL și cred că își va face datoria și un om valoros, așa cum vă spuneam, pe care echipa USL-ului susține pentru acest post. De asemenea, ne vom uita foarte atent și pe celelalte de concentrate pentru a reuși să schimbăm și să susținem oameni de valoare care să reducă birocrația și mai ales corupția în județul Giurgiu. Lucrul ăsta ne interesează în primul rând, dar cu o echipă bună pe care giurgiuvenii au apreciat-o în decursul timpului și nu pot să nu țin cont de votul lor, sunt convins că atât la municipiu cât și județ lucrurile se vor schimba în bine. Vreau să mai fac o singură remarcă, indiferent de substratul, indiferent de, nu știu cum să le numesc într-un limbaj elegant, de sfărăriile unora sau al altora, vreau să vă spun că populația decide și votul cetățenilor este definitoriu. Și uitați-vă că cetățenii calcă absolut orice minciună în picioare, orice fel de sfărărie și, așa cum spunea și colegul meu, domnul Florian Nicolae, cred că votul decide și cetățenii sunt cei care au forța și de a decide. Și Giurgiu are o populație, o mare majoritate a populației cu mare înțelepciune și cu mare hotărâre și au arătat-o în vot. Încă o dată le mulțumesc tuturor liberalilor care cred în USL, eu cred în Uniunea Social Liberală, le mulțumesc pentru tot ajutorul, le mulțumesc că n-au ascultat tot felul de îndemnuri ciudate sau ca să nu le spun altfel și să asigur încă o dată populația și locuitorii municipiului Giurgiu că voi fi alături de ei și voi reprezenta cu cinste atât în Parlament cât și ca președinte al organizației județene prin proiectele care noi trebuie să ni le impunem în fața guvernului USL. Vă mulțumesc, le doresc sărbători fericite, dar sunt convins că ne vom mai revedea până atunci la o întâlnire aniversară sau aniversară, la sfârșit de an, iertați-mă. Eu locuiesc în Nord, așa cum știți, am avut foarte multe reproșuri, dar asta mi-a arătat că oamenii au încredere în mine, că m-au apreciat vis-a-vis de munca mea atât ca prefect, că oamenii au o speranță mare și că ceea ce am discutat atât în conferințele de presă cât și întâlnirile multiple cu dânsii a contat și oamenii au văzut că sunt un om serios care vreau să fac ceva pentru județ. Sunt convins de lucrul ăsta. Sunt convins că m-a ajutat și imaginea domnului Floricel și a domnului Beanu Elnor pe municipiu, având doi oameni serioși lângă mine. Oamenii au apreciat și asta. Eu sunt un om care recunosc și în același timp sunt obligat.
Și așa cum vă spuneam, indiferent de ce spune unul sau altul sau de ce spun oameni, trebuie să ținem cont de ce vor cetățeni. Și nu pot să le exclud pe Beianu cu cele mai multe voturi la local, din preferințele municipiului, care e municipiul nostru, al județului. De aici se dă ora exact. Și asta încerc să fac atât, mai ales politic, să strâng o echipă bună și atâta timp cât, sau câtă influență pot să am în administrație, nu voi face decât pentru, în favoarea cetățenilor, pentru oameni valoroși. Restul sunt povești. Mă așteptam la un asemenea scor și mă așteptam pentru faptul că lumea chiar, cetățenii chiar cred că trebuie să își aleagă reprezentanți care să le reprezinte interesele. Să pună în centru atenției cetățeanul și nu altceva. Lumea are foarte multe așteptări de la noi. Și noi vom face tot posibilul să soluționăm alături de autoritățile județene și locale unele probleme ale dumnealor din pozițiile pe care le avem, din pozițiile de parlamentar. Și numai poziții de parlamentar, și de cetățeni ai orașului. Ne așteaptă vremuri dificile, următorii 2 ani vor fi obligatoriu, spun cei mai mulți dintre analiștii economici, ani de criză economică severă, așadar nu de dispute avem noi în perioada următoare. Dar nici nu putem ocoli aceste momente, nu putem crede nici că nu le-am remarcat și nu putem să spunem nici că nu ne-au afectat și moral și poate, cum cred eu în nume personal, și la nivelul rezultatelor. Momentul de care spuneam, l-aș interpreta și eu într-o altă notă. Probabil din disperare, pe marginea acelei întâlniri din fața sediului PD, domnul Neagu a lansat un scenariu care nu are absolut nicio legătură cu realitatea. Din păcate, cred în presă și am regretat constatarea că au fost publicații care au preluat acest scenariu nerealist și fără să mă întrebe măcar, au publicat informații lipsite de suport real. Rămân un susținător al presei locale, dar legat strict de acest eveniment, îmi rezerv dreptul să acționez în instanță pe domnul Neagu pentru declarații mincinoase și publicația respectivă.